Iisus cu voi, povestea continuă. Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 6. Și a ieșit de acolo și a venit în patria sa, iar ucenicii lui au mers după el. Și fiind sâmbătă, a început să învețe în sinagogă și mulți, auzindu-l, erau uimiți și ziceau: de unde are el acestea și ce este înțelepciunea care i s-a dat lui și cum se fac minuni ca acestea prin mâinile lui? Au nu este acesta teslarul, fiul Mariei și fratele lui Iacov și al lui Iosi și al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt oare surorile lui aici la noi? Și se sminteau întru el. Și le zicea Iisus: nu este proroc disprețuit decât în patria sa și între rudele sale și în casa sa. Și n-a putut acolo să facă nicio minune decât că, punându-și mâinile peste puțin bolnavi, i-a vindecat. Și se mira de necredința lor și străbătea satele din prejur învățând. Și a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi și le-a dat putere asupra duhurilor necurate. Și le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe cale, ci numai toiag, nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare, ci să fie încălțați cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Și le zicea: în orice casă veți intra, acolo să rămâneți până ce veți ieși de acolo. Și dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieșind de acolo, scuturați praful de sub picioarele voastre spre mărturie lor. Adevărat grăiesc vouă, mai ușor va fi Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât cetății aceleia. Și ieșind ei, propovăduiau să se pocăiască și scoteau mulți demoni și ungeau cu îndelem pe mulți bolnavi și îi vindecau. Și a auzit regele Irod, căci numele lui Iisus se făcuse cunoscut, și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Alții însă ziceau că este Ilie și alții că este proroc, ca unul din proroci. Iar Irod, auzind, zicea: este Ioan, căruia eu am pus să-i taie capul, el s-a sculat din morți. Căci Irod, trimițând, l-a prins pe Ioan și l-a legat în temniță din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soție. Căci Ioan îi zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău. Iar Irodiada îl ura și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt, și locrotea. Și ascultându-l, multe făcea și cu drag îl asculta. Și fiind o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua sa de naștere, a făcut ospăți dregătorilor lui și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galileea, și fica Irodiadei, intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor ce ședeau cu el la masă,
Iar regele a zis fetei: cere de la mine orice vei voi și îți voi da. Și s-a jurat ei: orice vei cere de la mine îți voi da, până la jumătate din regatul meu. Și ea ieșind, a zis mamei sale: ce să cer? Iar Irodiada i-a zis: capul lui Ioan Botezătorul. Și intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a cerut zicând: vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și regele s-a mâniat adânc, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă, n-a voit să o întristeze. Și îndată, trimițând regele un paznic, a poruncit a-i aduce capul. Și acela mergând, i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Și auzind ucenicii lui, au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Și s-au adunat apostolii la Iisus și au spus lui toate câte au făcut și au învățat. Și el le-a zis: veniți voi înșivă de o parte, în loc pustiu, și odihniți-vă puțin. Căci mulți erau care veneau și mulți care se duceau și nu mai aveau timp nici să mănânce. Și-au plecat cu corabia spre un loc pustiu, de o parte. Și au văzut plecând și mulți au înțeles și au alergat acolo pe jos de prin toate cetățile și au sosit înaintea lor. Și ieșind din corabie, Iisus a văzut mulțime mare și i s-a făcut milă de ei, căci erau ca niște oi fără păstor, și a început să-i învețe. Dar făcându-se târziu, ucenicii lui, apropiindu-se, au zis: locul e pustiu și ceasul e târziu. Slobozește-i ca, mergând prin cetățile și prin satele din prejur, să-și cumpere ca să mănânce. Răspunzând el, le-a zis: dați-le voi să mănânce. Și ei au zis: să mergem noi să cumpărăm pâini de 200 de dinari și să le dăm să mănânce? Iar el le-a zis: câte pâini aveți? Duceți-vă și vedeți. Și după ce au văzut, i-au spus: 5 pâini și 2 pești. Și el le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete pe iarba verde. Și au șezut cete-cete câte 100 și câte 50. Și luând cele 5 pâini și cei 2 pești, privind la cer, a binecuvântat și a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca să le pună înainte. Asemenea, și cei 2 pești i-a împărțit tuturor. Și-au mâncat toți și s-au săturat. Și-au luat 12 coșuri pline cu fărâmituri și cu ce-a rămas din pești. Iar cei ce au mâncat pâinile erau 5.000 de bărbați. Și îndată a silit pe ucenicii lui să intre în corabie și să meargă înaintea lui de cealaltă parte, spre Betsaida, până ce el va slobozi mulțimea. Iar după ce a slobozit, s-a dus în munte ca să se roage. Și făcându-se seară, era corabia în mijlocul mării, iar el
singur pe țărm. Și a văzut cum se chinuiau vâslind, căci vântul era împotrivă. Și către a patra strajă a nopții a venit la ei, umblând pe mare, și voia să treacă pe lângă ei. Iar lor, văzându-l umblând pe mare, li s-a părut că este nălucă și au strigat, căci toți l-au văzut și s-au tulburat. Dar îndată el a vorbit cu ei și le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți! Și s-a suit la ei în corabie și s-a potolit vântul. Și erau peste măsură de uimiți în sinea lor, căci nu pricepuseră nimic de la minunea pâinilor, deoarece inima lor era învârtoșată. Și trecând marea, au venit în ținutul Genizaretului și au tras la țărm. Și ieșind ei din corabie, îndată l-au cunoscut. Și străbăteau tot ținutul acela și au început să-i aducă bolnavi pe paturi, acolo unde auzeau că este el. Și oriunde intra, în sate, în cetăți sau în sătulețe, puneau la răspântii pe cei bolnavi și îl rugau să le îngăduie să se atingă măcar de poala hainei sale. Și cât se atingeau de el, se vindecau. Am citit din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 6. Povestea continuă.